Chiar simțeam că sunt prieten din ce citeam, la sfârșit chiar am simțit că sunt prieten. Așa scrisă foarte tare. Benan, Camorcea, Camo îi spun prietenii și o să-i spun și eu Camo. De ce? Și o să vă și explic. După ce am terminat cartea de citit, chiar am simțit că sunt prieten cu autor. E scrisă foarte într-un stil lejer, umor, foarte, foarte plăcută la lectură. Dacă mi-aduc aminte bine, însă prima piesă pe care am cântat-o în viața mea pe scenă n-a fost însă un Freddy, ci un twist, care avea cuvântul Saint-Tropez în titlu. Debutam sub semnul internaționalismului. Eu, în ungur, cântam cu nemți o piesă cu un ritm american, dar cu un titlu franțuzesc, pe scena unui liceu din România, care la vremea aceea era colonizată cultural de Uniunea Sovietică. Și... Rolul meu, să spun, eu am scris această carte împreună cu Camu. El era într-o fază terminală, avea cancer și oarecum ceea ce la început a fost ca un fel de proiect de a ajuta un om să supraviețuiască și să se uite în ochii morții, oarecum cum mai mult, nu așa cu mai mult curaj, dar cum să se împace cu ideea aceasta. Deci că a fost înainte un proces, cum de aproape de terapie, a crescut și iată, este această carte care e cel puțin în Timișoara, în acest moment se bucură de un succes enorm. Deci, ne aflăm în anii 70 în acest moment, iar el povestește ce înseamnă, citesc un capitol care se numește De profesie muzician. La central am trecut de la statutul de muzician-artist la cel de muzician de profesie. De la show-uri super amplificate, care era Phoenix, da, cu fanul și în perioada asta de Flower Power se vede foarte tare, de la show-uri super amplificate la decor sonor, la muzică, de la muzică pentru dansul în transă, la una care să faciliteze digestia și conversația. Era muzician cu salariu, acum cu statut legal de colaborator liber profesionist. Ca să te poți bucura de acest statut, îți trebuia patalama. Aceasta se obținea în urma unui examen numit atestare. Examenul se dădea odată la 5 ani și se susținea în colectiv, cu trup. Te prezentai în fața unei comisii care fie colinda țara, fie făcea audiții la București. Cântai o piesă, două, și dacă erai considerat acceptabil, te testau și la teorie muzicală. Acest test includea o probă de solfegiu menită să verifice dacă poți citi note, o probă pe care, în perioada inițială a Phoenix, trebuie să recunosc, probabil aș aplicat-o, în funcție de cât știai și de impresia făcută, primeai anumite gradații, care se acorda individual în funcție de cât erai plătit. Ca atare, aceste audiții își lăsau amprenta de stres asupra sa. Vedeai trupe așteptându-și tensionate rânduri, oameni târând băi chitare, instrumente de percuție, țambale și contrabasuri. Îl mai vedeai pe un popularist acordându-și vioara cu un tremur al mâinii sau pe altul încercând să memoreze diezii gamei si major în care n-avea să cânte niciodată. Era o lume pestriță, fiecare trupă cu genul său, unii rock, unii ușoară, alții jazz, la mai rar, și desigur, mulți populariști. Unii erau experimentați, alții mai tineri își frângeau degetele. Unii erau angajați permanent în diverse localuri, alții erau specializați în nunți și botezuri. Unii erau mai siguri pe sine, alții cărau pe lângă instrument o traistă cu o mică atenție pentru membrii comisiei. Revoluția culturală a lui Ceaușescu, celebrele sale teze din iulie 1971 s-au pus în aplicare pe litoral numai începând cu vara lui 1972. Cotitura naționalism a comunismului românesc m-a prins cu această nouă trupă la mare. Din senin a venit ordinul de sus să cântăm numai pe românește. Repertoriul nostru era bazat pe piese internaționale, în majoritate în engleză. Cântam piese gen Santana, dar și primele noastre încercări jazzistice, o noutate pentru mine. Piese precum The Autumn Leaves și Misty.
Cum nu puteam să le compunem versuri românești peste noapte, le-am cântat cu cuvinte puse alandala împreună. Mă apucă râsul și acum, amintindu-ne prima seară. Ea scoate în evidență absurditatea acestor măsuri culturale luate de puterea de la București. În locul englezescului Black Magic Woman, la piesa cu Santana, care, vezi că ai dat titlul de piesa, sunt Santana, suntem județul avea de aia, Santana, cântam, deci în locul Black Magic Woman, cântam Medicul Negru de Femei. Iar în loc de The Autumn Leaves, piesă de jazz, da, cântam Îmi pleacă frunza de călare. Era o bășcărie generală, iar clienții, fără prea multe inhibiții, cântau împreună cu noi aceste refrene absurde și se prăpădeau de râs. Și totuși, așa surreală cum ni se părea ea astăzi, revoluția culturală ceaușistă nu era deloc o farsă. Cum nu a fost nici cultul lui Stalin, nici ședința de partid, nici Cântarea României, nici Cenacul Flacăra și nici titlul de academician și cercetător de renume mondial al lui René Ceaușescu. După un prim hohot de râs, prin care încercai să te distanțezi de ele, urma deprimantă realizare că sunt ca o boală incurabilă, aberații de a căror prezență te vei ciocni, poate, până la sfârșitul vieții. Sibiu era un festival ciudat. Era, pe de-o parte, un fenomen alternativ, pe de altă parte, funcționa ca o supapă, bine controlată, zic eu, oferind unui anumit grup social mai de elită, o vacanță într-o nișă culturală. Pentru câteva zile, participanții puteau să trăiască iluzia că iluzia unui astfel de vieți și să-și vrea semnătufă. Se mai bea, se stătea cu gașca, se purta barbă, o pleată, un bluc sau o cămașă înflorată, se discuta muzică și filozofie ocultă, se schimba înregistrări și, desigur, se înjura regimul. Căci de subversiv, cât de subversiv era, nu mă pot pronunța. N-a dat naștere nici la proteste publice, nici la sanitizat artistic și intelectual ca în alte țări ale Europei Sovietice. Ceea ce știu însă e că, dat fiind că exista Sibiu, regimul formase, regimul putea să demonstreze criticilor săi că revoluția culturală nu transformase țara într-un ultim bastion al anti-occidentalismului și că, aparent, se tolerau stiluri de viață nealiniate cu doctrina naționalist-comunist oficială.